A fost cod galben de vânt marți 8 februarie în județul Vaslui. Pe Valea Tutovei, trecători au avut impresia unei adevărate furtuni de nisip în deșert. Doamnelor și domnilor, suflă vântul puternic aici pe Valea Tutovei. Filmăm în comuna Pogana, mai exact la intrarea de pe drumul județean care leagă Bârlatul de Dragomirești. Exact drumul sătesc care duce la Tomești. În spatele meu nu e nisoare, nu este nimic altceva, nu e apă, să știți, este doar nisipul, nisipul luat de vântul foarte puternic, măturat. Fenomenul de deșertificare se poate vedea acum în cele mai bune condiții, ca să spunem așa. Iată de ce autoritățile locale ar trebui să ia toate măsurile pentru a remedia situația și a pune stop unui astfel de fenomen de deșertificare. De fapt, acest fenomen s-a făcut resimțit nu numai în comuna Pogana, ci și în comunele Ciocanii, Vești, Pogonești și Tutova. Este un fenomen care ne avertizează că deșertificarea nu e doar o vorbă aruncată în vânt, ci o realitate.